Catalunia se poate bucura din două motive în această noapte dacă Spaniol o învinge pe Real Madrid. Truma lui Javier Aguirre, Linio, vor să mai prelungească suspansul și să abordeze cu moral una viitoare cu Atletico Club pentru meciul dintre Spaniol și Real Madrid. E ultimul test al madrilei, spus de antrenor al celor de la Spaniol. A fost tocmai un cadou extrem de liniștit, pentru că Spaniol nu era deloc într-o situație comodă în acel moment. Trec minutul 21-22 pentru defensorul număr 21, Javi Harque, ocazie de gol și gol! Spaniol marchează Cristian Stuani exact în minutul din prima divizion. O centrare a lui Verdu, balonul este respins, reșit de ce... Da, însă nici brazilianul nu a fost sus să se lasă să se vedită. Centrarea lui Modric, lovitură de cap, gol! Real Madrid, Realul rat coșmar pentru Cornel Prat, reușește să devieze. Lui Spaniol, centrarea acum la 11 metri, mingea este reluată și e respinsă până la urmă de la un alt... Raul Albiol, lui Verdu. Centrare respinsă de Carvalho. Acasă bate toate fazele fixe. Undeva e ciudat lucrul ăsta. Aici ocazia de gol. Nici aici careu. E o învălmășeală teribilă acolo pe care o rezolvă până la urmă Diego Lopez. Se pune imediat portarul Realului pentru Luca Modric. Modric către Cristiano Ronaldo, accelerează portughezul Ronaldo, Modric, centrare către Benzema, iese bine însă. Ăsta o repliat însă cei de la Real Madrid, ține prea multe minge portughezul, totuși intră în careul Realului, întâmpinat de Raul Albiol, continuă să țină de minge Simao, o pasă către Victor Sanchez, depostedat de Di Maria. Forlin, o preluare a lui Sergio Garcia, reușește să respingă cei de la Real, însă doar până la Oacaso! Prind! După intrarea lui Simao, Simao care a apărut un pic lipsit de ritm. Greșesc inexplicabil cei de la Spaniol, Ronaldo, 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 balonul ajuns și la Higuain, a fost un fault. Oh, este roșu! Este roșu făcut de Forlin. Acum cele mai multe cartonașe, da, Victor Sanchez la... În acest moment, noua campioană a Spaniei este FC